Concescu probabil îi amenință pe apărător că dacă împing sau țin sunt în pericol să fie pedepsit cu o lovitură de la 11 metri. A fluierat ca să l-aplaude pe un jucător. Onea la colț, bate bine Companio. 2-0 Rapid. 2-0, se anunță o seară frumoasă. Pănoiu marchează ajutat de o deviere, dar este un gol, e un gol meritat, pentru că Rapidul s-a apropiat de poartă, a căutat golul și a arătat până acum în primul sfert de oră ca o echipă. Jucătorul cu numărul 17, gol în minutul 17, Rapidul are 2-0 și spuneam, se anunță o seară frumoasă pentru suporterii giuleșteni. E deviere rapidistă. Da, da, da. Așa lui Iacob, așa dacă nu greșesc. Din Iacob, da. Aici poate vedem mai clar. Exact. Deocamdată grafica îl dă pe Pănoiu. Să vedem ce zice și arbitrul. În mod normal Iacob ar fi trebuit să fie autorul golului. El a atins mingea. Din el a intrat în poartă.